Namaste, Berbec, ce mai faci? Eu sunt Rina Devi și te salut acum din România. Primește un salut cald, o îmbrățișare plină de lumină, de căldură, de iubire și tot ce este mai bun pentru tine, toate dorințele tale, să ți se îndeplinească. Totodată vreau să-ți reamintesc că această lectură este o analiză generală. Poate rezona sau nu cu tine, tu ia doar ceea ce simți că ți se potrivește. De multe ori, aparent, cărțile pot să sugereze lucruri contradictorii. Nu este deloc așa, deoarece efectele lecturii constituie o sumă a tendințelor medii. Te rog să urmărești videoclipul, ascultă-l de la început până la final. Dă-mi părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Începem lectura de astăzi pentru toți cei ce aveți soarele, luna, ascendentul în berbec cu un card al îngerilor indigo. Să vedem un card, un mesaj pentru tine, drag berbec, care urmărești acest video în acest moment. Cere iertare. Ce frumos card a ieșit pentru voi, dragi berbeci. Dacă ai greșit, cere iertare. Dacă ai fost iertat, fii recunoscător. Sinceritatea ta și natura ta aprinsă se poate să îți fi făcut ca, din neatenție, să spui lucruri care să jignească pe cineva. Cere-ți iertare, fie de la cei implicați, fie de la tine însuți. Dar chiar dacă percepi că nu ai făcut nimic greșit, îngerii te roagă să-ți ceri iertare în general. Pentru orice frustrare sau dezamăgire care ar fi putut să ia naștere. Asigură-te că ai o discuție sinceră cu tine însuți și cu cealaltă persoană cu privire la sentimentele care au generat conflictul. Mergem mai departe cu mesaje ale tarotului. Astăzi voi extrage din tarotul gigant recent primit acest pachet de cărți de la o persoană dragă mie, da? Voi amesteca cărțile cu greutate pentru că sunt foarte mari, dar am ținut ca astăzi să vă spun, să vă spun mesaje ale tarotului din acest pachet de cărți. Sunt foarte mari cardurile și se văd foarte, foarte bine. Deci, pentru toți cei cu soarele, luna, ascendentul în berbec, să vedem mesaje ale tarotului pentru voi chiar în acest moment. Primul card este eremitul, numit și pusnicul. Dragul meu, draga mea, este necesară o perioadă de retragere, de reculegere, de singurătate, în care ar trebui să se reașeze gândurile, emoțiile, proiectele. După această perioadă vei începe noi proiecte, multă acțiune, ambiție și entuziasm. Tot ce ți-ai propus să faci vei rezolva. Bucură-te pentru că vine o perioadă plină, o perioadă cu noi întreprinderi, noi cuceriri, succes și o energie bună. Luminița de la capătul tunelului se întrevede pentru tine, drag berbec. Următorul card este doi de cupe.
Aici îți spune că ai nevoie de odihnă după o perioadă lungă de lupte în care te simți un pic extenuat, epuizat. Trebuie să știi că a avea o minte bună, o minte clară, limpede și un corp sănătos, ai nevoie de odihnă. Ai nevoie de somn. Ai grijă, drag berbec, să dormi minim 7 ore și să ai o alimentație echilibrată. Încearcă să-ți controlezi emoțiile. 10 de cupe este o carte destul de pozitivă în cazul tău. Cardul semnifică acțiune, noi începuturi, o formă fizică bună, situația financiară se îmbunătățește. Este un moment foarte bun pentru un nou loc de muncă. Dacă până acum ai căutat un job bine plătit, stabil și ceea ce ți se potrivește ție, acum e momentul să realizezi acest aspect. Cardul 10 de cupe te invită la mai multă mișcare fizică, la îngrijirea coloanei vertebrale și la îmbunătățirea relațiilor, mai ales cu tatăl. Următorul card, 6 de cupe, este cardul adversității. Pot exista pe lângă tine persoane pline de ego, persoane egoiste cu care este posibil să intri în conflict. Încearcă să eviți confruntările directe cu astfel de persoane, deoarece ai un mare impact asupra stării, pardon, au un mare impact asupra stării tale mentale. Aceste confruntări, aceste conflicte, stările emoționale și chiar energetice. Este posibil să fii chiar tu cel care îți provoci singur probleme, deoarece aceasta este natura berbecului. Încearcă să fii mai echilibrat mental și să stăpânești nervozitatea pentru că îți pot aduce dezechilibre energetice și chiar boală. Marea preoteasă pentru tine vorbește despre spiritualitatea ta, despre viața ta interioară. Este posibil pentru unii dintre voi să întâlniți o persoană de sex feminin cu multă cunoaștere spirituală care să vă inspire în căutarea echilibrului, a adevărului, sau poți fi chiar tu acea femeie care inspiră alte persoane. Marea preoteasă vine și îți spune să ai mai multă încredere în tine, în intuiția ta, în vocea ta interioară. Sper că ți-a plăcut această lectură, dragul meu, draga mea, berbec, și totodată ai vrut să vezi aceste mesaje aici, pe canalul Raze Divine. Abonează-te dacă îți place ceea ce fac și urmărește-mă și pe rețelele de socializare Telegram și Facebook. Primește îmbrățișarea mea puternică, plină de lumină, de iubire, de căldură, amintindu-ți că ești un magician al vieții pentru că ești co-creator al realității tale pe care o poți schimba, astfel devii adevăratul proprietar al destinului tău. Mulțumesc pentru participarea la această minunată comunitate de conștiință. Ne reauzim în curând într-o nouă lectură. Namaste!